Colostralia, adică administrarea colostului, este un lucru foarte important, este crucial pentru supraviețuirea și starea de sănătate a vacii, da? Nu a vițelului, ci a vacii în viitor. Recomandarea este să se facă cât mai repede, 1-3 ore. Eu recomand în prima oră, să nu așteptăm 3 ore, pentru că deja la 3 ore imunoglobulinele care se găsesc în colostrul nu mai traversează, nu mai pot să traverseze decât în proporție de 20-30% intestinul subțire și să ajungă să facă treaba pe care trebuie să o facă în sânge. Volumul administrat. Sigur, recomandarea este 12-15% din greutatea vițelului. Este o recomandare teoretică. Dar dacă îi dăm un minimum de 3 litri la primul tain, o să-mi spună cineva, da, sigur, dar vițelul nu suge 3 litri la primul tain, pentru că, virgulă, capacitatea abomasului este numai de 250 de mililitri. Nu, îl introducem forțat, cu sonda esofagiană. Este recomandarea și așa am făcut și am văzut rezultate, da? 3 litri cu sonda esofagiană. Unii zic că această administrare forțată dilată celulele întregului tract digestiv și absorpția imunoglobulinelor se face inclusiv nu numai la nivel intestinal, ci și la nivel ruminal, și la nivelul mucoasei cheagului și așa mai departe. Cel mai bine este ca, după ce i-am administrat colostru, să punem vițelul la căldură. Deci să-l ținem 12 ore la căldură. Următorul tain la 12 ore, încă cel puțin 2 litri, dacă se poate din prima mulsoare, pentru că a doua mulsoare are o concentrație mai mică de imunoglobuline. Sigur că dacă vorbim despre calitatea colostrului, vrem să-i administrăm una de la vaca mamă, uneori nu se poate întâmpla acest lucru și atunci avem tot felul de substituent, îi găsim în cărți. E bine dacă nu de la o altă vacă fătată în aceea zi sau fătată cu cel mult 12 ore înainte. Sigur, dacă avem niște instrumente de măsurat, colostrometru, este foarte simplu instrumentul, este pe același principiu cu densimetru sau cu densimetru acela care măsurăm gradele la pălincă, da? Eu mi-am cumpărat unul din America, îmi pare rău că nu l-am adus să vi-l arăt, dar e același lucru și în funcție de proteinele, imunoglobulinele sunt niște proteine, nu? Și atunci laptele are densitate mai mare și nu lasă să se scufundă așa de mult densimetru în lapte. Și modul de administrare, am spus, la biberon, dacă vițelul este suficient de viguros să sugă singur, este cel mai bine, la biberon, cu sonda esofagiană sau cu o sticlă de bere, așa cum vedeți în poză. Este foarte important în cazul sticlei de bere, ca și în cazul sondei esofagiene, ca vițelul să aibă botul ridicat în sus, da? Pentru ca să se închidă gutiera esofagiană, laptele să nu ajungă în plămâni, în cel mai rău caz, sau în rumen, ci să ajungă în abomasum, acolo unde vreau să ajungă. Deci, aia este poziția capului vițelului și în cazul introducerii sondei esofagiene. Vorbeam despre timpul petrecut de vițel împreună cu mama sa și mortalitate. Observați cu cât crește timpul pe care îl petrece, astea în fermele mari vorbim, da? Timpul pe care îl petrece vițelul cu mama sa, cu atât crește și mortalitatea vițelului. Oare de ce? Pentru că dacă lăsăm vițelul cu vaca, cu mama lui, noi credem că vițelul ăla bea tot și cât îi trebuie. Ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Da? Și atunci preferăm să luăm vițelul și noi să-i administrăm cât îi trebuie lui. Asta este un pic de teorie. De ce trebuie să o știm? Vreau să ne uităm doar la poze. La naștere, cheagul
are proporția cea mai mare din întreg, da, rumegătoarele au 4 stomace sau 4 stomacuri, da? Ele sunt rețea, rumen, foios și cheag în limba română, da? Ei, cheagul sau avomasumul are proporția cea mai mare, 60%. Iată că la 84 de zile, la peste 84 de zile, deci aproape la 2 luni, da, proporția cea mai mare ocupă rumenul la un vițel crescut corespunzător, adică la care i-am format de timpuriu rumenul. Atât din punct de vedere al masei sale, cât și al funcționării. Colostrul și laptele trec peste rețea și rumen și ajung direct în foios, de unde se scurge la, în cheag. Și iată așa arată gutiera esofagiană sau jiabul esofagian, care face trecerea peste rumen și rețea, direct în foios. Deci este ca un jgheap. Jgheap care se închide, el nu este permanent închis, se închide la diferiți stimulenți și aveți acolo scriș. Compoziția chimică a laptelui, unii zic că mamelonul acționează la nivelul papilelor gustative de pe baza limbii sau a palatului și așa mai departe. Dar încă nu este stabilit clar. Uneori s-a observat că și la viței în vârstă de 8 luni se închide această gutiere esofageană doar la consumul de apă. Deci încă nu e clar cine stimulează închiderea acestei gutiere esofagiene.